Domnule primar, vorbiți-ne despre noile proiecte implementate la nivelul primăriei și realizările pe care le aveți. Acum, pe ultima sută a mandatului, vreau să vă spun că sunt extraordinar de mulțumit, pentru că aproape tot ce mi-am propus, mi-am realizat în aceste două mandate. Acum două zile le arătam la colaboratorii mei o carte poștală în care le spuneam oltenițenilor ce vreau să fac. Vreau să vă spun că din 10 obiective am realizat 9. Una cu parte teoretică, cu atragerea pensionarilor, nu am reușit. Asta nu înseamnă că nu vom încerca în continuare. Chiar astăzi am o bucurie imensă. La București este plecat viceprimarul cu împuternicire din partea mea și cu directoarea de la urbanism. Vom semna astăzi al doilea bloc ANL. Dacă în 15 ani nu s-a putut face nimic, în ultimii 2 văd că am putut să dăm unul în folosință și mai începem încă unul. Suntem în stadiu, tot astăzi începe asfaltarea la 6 străzi în Oltenița Veche, iar una dintre cele mai importante lucrări pe care mi le-am propus în acest an este strada Digului. La strada Digului am început covorul asfaltic pe trotuare, urmând ca cel târziu 15 septembrie să avem totul gata. Cam tot ce mi-am propus anul acesta am realizat. Asfaltări, spital, școli. Acum, în ședința de mâine, am discutat deja ieri și am propus consilierilor locali să aprofundeze această problemă. Doresc să cumpărăm 100.000 de măști și dezinfectant ca să avem un stoc de rezervă, stoc tampon pentru începerea școlilor. Dacă ați observat la nivel național, e o bulibășeală de nu mai înțelegem nimic. Când răspunde școala, când răspunde autoritatea publică, când guvernul va da măști și dezinfectanți. Nu putem să rămânem la nivelul că vor face. Noi trebuie să fim siguri că vom asigura copiilor din Oltenița un minim suport. Să știți că 100.000 de măști este foarte, foarte puțin. Eu totuși mă bazez pe acei bani care a promis domnul Orban, domnul prim-ministru, că vor da la autoritățile publice locale ca să aprovizionăm aceste obiecte. E adevărat că încă din februarie, martie, ni s-au promis banii pentru toate cheltuielile care le-am făcut cu coronavirus. Și aici mă refer la spălatul scărilor de bloc, spălatul străzilor. De exemplu, astăzi este a 5-a oară în intervalul ăsta când spălăm străzile. Și nu le spălăm doar cu apă, le spălăm și cu un detergent omologat foarte, foarte corect. Am cumpărat măști, am cumpărat mai multe, până astăzi n-am primit niciun ban. Noi suntem încrezători în continuare că vom primi acești bani pe care noi la începutul anului nu i-am avut bugetați. Și avem o problemă, cred eu, foarte complicată, pentru care va trebui să cer aprobări de la minister, de la Consiliul Județean, de la prefectură și chiar de la finanțe. Pentru că directoarea de la economic mi-a pus întrebarea: domnul primar, dumneavoastră doriți, e bine pentru copii, dar noi avem cadrul legal să dăm aceste măști? Pentru că toată lumea o să spună acum că facem foarte bine că le asigurăm la copii, trec 2 luni și vine cineva și te întreabă: de ce ai dat? Ce era în sarcini? Ai în obiect lucrul ăsta? Ai bugetat lucrul ăsta? Nu le avem. Dar asta pe mine nu mă face, nu m-a făcut niciodată să dau înapoi, să le asigur la copii tot ce trebuie. Dacă ne-ați vorbit despre proiectele aflate în implementare în momentul de față, aș vrea să vorbiți, dacă se poate, despre proiectele semnate și care urmează a fi implementate în mandatul următor.
Vreau să vă spun că am să vă răspund, dar cu anumită temere. Știți de ce? Eu am proiecte semnate finanțarea cu care liberalii se laudă că le vor face. Mă tot presează pe diverse căi să le spun ce am de gând să fac. Efectiv, este o copiere din asta care eu nu-i văd sensul. Nu sunt în stare, le pot asigura asistență. Dacă doresc neapărat. Și acum vă răspund. Și o să vă spun și mai multe decât am semnat contracte. De exemplu, contractul de finanțare pentru ambulatoriu este semnat de 4 luni. 2.100.000. Între timp s-a derulat licitația pe SICAM. Sunt 4 firme care au participat, dar nefiind toate lacrimă, acum suntem în situația în care le-am cerut clarificări. Deci, practic, indiferent cine va veni primar, dar vă garantez eu că eu rămân, trebuie să implementeze acest proiect. Pentru că nu mai poate fi dat înapoi. Un al doilea care, la fel, nu mai poate fi nici anulat, nici e terenul sintetic în baza proiectului semnat cu Uniunea Europeană, cu FIFA, cu UEFA, în baza alocării către România a organizării campionatului european de fotbal. La fel, nu se mai poate face nimic. Vă spuneam mai devreme, astăzi semnăm să facem încă un bloc ANL cu 48 de unități locative. Este un lucru extraordinar. Și mai suntem la nivelul de o simplă semnătură, 3.500.000 de euro să reabilităm școala Lucian Pavel, care în curtea interioară, unde în curtea interioară se va construi și o bază sportivă. O sală de sport pentru elevi. Tot foarte aproape suntem de a semna 1.000.000, 1.500.000 de euro reabilitarea primăriei. Primăria a fost construită în 67. Practic, după normele care există, vezi, Doamne, a ieșit din termen. Dar primăria este atât de solidă, după părerea mea, mai durează 100 de ani. Dar noi va trebui să o reabilităm. Astea sunt în primul rând. În al doilea rând, avem proiectul pregătit pentru ANL 3. Mi s-a tot spus că fondul de dezvoltare de investiții se va transforma într-un ANL 3. Aici avem asfaltări, reabilitări de străzi, pentru că avem foarte mult de lucru la străzile care s-au asfaltat în 2007-2008. Atunci s-a aplicat un strat asfaltic de maxim 2 cm, iar acum străzile zici că sunt bombardate. Vom căuta neapărat să avem niște școli extraordinare. Vă spuneam, în anii trecuți, am reușit, am asfaltat toate terenurile de sport din toate școlile. Dar asta nu înseamnă că dacă le-am asfaltat acum 5 ani, 6 ani, acum 4 ani, le putem lăsa așa că le-am asfaltat atunci. Nu. Va trebui din nou să intervenim pe ele. Spitalul, nu vă mai spun, e o prioritate absolută. Iar la spital, prioritatea zero este aducerea de medici. În momentul de față, spitalul este și suport COVID. Este suport COVID, avem un număr aproximativ de 60 de bolnavi, dintre care din Oltenița 8. La noi, fiind suport COVID, avem cazurile foarte ușoare. Ceilalți până la 60 sunt în județul Călăraș. Nu avem aduși din alte județe. Vedeți dumneavoastră cu
aceste teste care ne dau atâtea bătăi de cap, îi internăm în spital și după 5 zile le dăm drumul acasă că ies două teste negative, e un pic de... e în neregulă. Dar nu avem încotro. Trebuie să mergem înainte. Trebuie să respectați legislația. Mi-ați spus mai devreme că evitați să vă spuneți planurile de viitor. Însă, peste câteva zile, vreți nu vreți, intrăm în campanie electorală și atunci veți fi nevoiți să le faceți publici. Vreau, pe scurt, să-mi enumerați 5 obiective pentru viitorul mandat. Păi bine, am dat pe principalele 5. Știm, mai dar devreme. Ce se va regăsi în planul pentru viitorul mandat? Primele 5. Deci, în primul rând, atragere de fonduri europene. Pe toate domeniile. Pe toate domeniile. Se poate. Dar încă o dată, vreau să fiu foarte clar. Fonduri europene nerambursabile. Fără împrumuturi. Fără împrumuturi. Nu vreau împrumuturi nici interne, nici externe. În 8 ani n-am împrumutat niciun leu. Și nu voi împrumuta niciodată. Pentru că cine se împrumută nu e un gospodar bun. Și mai ales când te împrumuți pe o perioadă mult mai lungă, ce faci? Transferi responsabilitatea pe cei care vin, iertați-mă, dar nu pot să fac așa ceva. Al doilea, fondurile guvernamentale. Noi, la Orteiță, am adus foarte mulți bani de la Ministerul Sănătății și de la Ministerul Dezvoltării Regionale. Ministerul Dezvoltării Regionale are două componente incredibil de bune pentru România. E vorba de CNI și PNDL. PNDL, indiferent cum îl vor numi, a fost, în opinia mea, seva care a dus la dezvoltarea satului românesc și a tuturor localităților din România. Astea ar fi primele două. A treia, vreau neapărat un oraș frumos, un oraș plin de flori și un oraș chiar mai curat decât este acum. Pentru că dacă nu vom reuși să facem un oraș unde să-ți fie drag să trăiești, degeaba restul. Am avut ambiția și am reușit să fac un parc care... eu cred că este de mare nivel. Dacă veniți în weekend și în general seara și în cursul săptămânii, sunt sute de oameni în acel parc. I-am mărit capacitatea. Aveam 70 de bănci în parc. Acum avem 116. Am desfințat tot iluminatul. Am făcut iluminat suteran cu iluminat cu LED-uri. Deci am, din economia de consum, am realizat foarte, foarte mult. În parcul acelui, în centrul parcului, avem o statuie de care eu sunt extraordinar de mândru. Alții probabil că nu înțeleg, dar eu țin extraordinar de mult la istoria României și istoria locului, Oltenița. Potăr, oricând vorbi ore întregi despre bătăliile care s-au purtat la Oltenița 1853, în 46, în 2000, în 18, înainte de Marea Unire, eu sunt îndrăgostit de Oltenița. Un alt punct foarte important, vă spuneam, sunt medicii. Trebuie să facem mai mult să aducem medicii. Să știți că eu nu prea mă laud cu asfaltare. Eu în 8 ani am asfaltat aproape triplu decât a asfaltat cel dinaintea mea, tot în 8 ani. Decât ca asfaltare, peste 15 ani, trebuie să facă altcineva din nou. Nu este ceva care să reziste foarte mult timp. La scara istoriei, 15-20 de ani sunt foarte puțini. Și vă spuneam că nu mai vreau să spun de proiecte, de tot ce vreau să fac, datorită faptului că
au început să copieze, să vorbească. De exemplu, eu n-am să renunț niciodată, niciodată n-am să renunț la speranța de a lua terenul după malul apei ca în perspectivă să facem portul turistic. Dar deocamdată, când eu mă lupt cu tot guvernul și acolo este o investiție pe banii europeni, aș fi aiurea să spun îl iau la an sau îl iau anul următor, dar mă voi bate non-stop pentru acest deziderat. Să știți că pe lângă asta sunt și un om credincios. Și în această perioadă am ajutat bisericile și eu cred că trebuie să ajutăm în continuare. De exemplu, unul din punctele mai la urmă, vreau neapărat o capelă la Biserica de Lemn. Unii ar zice că e ceva minor, dar pentru cel care are problema dureroasă să se mai ducă și un kilometru la o altă capelă când la el în cartier acolo nu există, să știți că este o mare problemă. Iar noi suntem puși, suntem aleși pentru oameni. Nu neapărat suntem aleși să ne fie nouă bine. Deci cam așa văd eu lucrurile. Am spus-o acum 8 ani. Îi rog pe toți care doresc să caute materialele de atunci, să vadă cât am făcut, de cât am promis, să vadă ce am promis în 2016 și cât am făcut. Și mai spun încă o dată, dacă cineva găsește o singură minciună în tot ce am afirmat eu, în toate interviurile televizate sau în presa scrisă, sunt obligat să achit acea 100 de milioane bani vechi pe care am promis-o încă din februarie. Când l-am rugat pe domnul fost primar, care m-a amenințat cu 4 avocați, să găsească ceva care eu am mințit. Până acum, decât își permite să mă acuze în ziarele lui de minciuni care sunt, dacă n-ar fi glume proaste, dar lumea a început să vadă. Poate m-ar deranja, dar așa chiar nu merită să mă cobor la nivelul lui. L-ați adus în discuție pe domnul primar. Aș vrea să vă întreb, să lămurim un aspect. În ultima perioadă, în mediul online, fostul primar, domnul Milescu, a afirmat că a făcut un fel de alianță cu ceilalți contracandidați pentru a vă asigura încă un mandat în fotoliu de primar. Este adevărat? Nu. Vreau să spun că m-a amuzat extraordinar când am citit postarea. Trec peste jigniri, că îi jignește pe toți acei 4 candidați, adică eu și ceilalți 3. Am văzut, dar asta eu cred că e semn de disperare, că a început să pună porecle, pe mine mă poreclește acolo și ne face pe toți mizerabili, ne face în toate felurile. Eu ce pot să afirm sub cuvânt de onoare? În toată această perioadă nu m-am văzut niciodată cu candidatul de la Pro-România. Nici măcar pe stradă să schimbă 2-3 vorbe, cu toate că ne cunoaștem de o viață. Cu Onofrei, este director la spital. Vreau, nu vreau, săptămânal avem de rezolvat problemele spitalului. Iar cu domnul Pană, care mi-a fost adversar 4 ani de zile, n-am nicio tangență, pentru că dumnealui s-a dus la un partid și încearcă să câștige cât mai multe voturi, dar cum am putea face alianță? Ar putea, eu mă declar neștiutor, ar putea, îl rog pe această cale domnul Milescu să spună cum ar putea funcționa o asemenea alianță, adică dânsul spune, deși sunt candidați și își fac campanie, ei mă vor vota pe mine, că asta rezultă de acolo, că ceilalți 3 mă vor sprijini pe mine. Cum? Cum e posibil? Că e de domeniul absurdului, dar în disperare poți să afirmi orice.
O ultimă întrebare aș vrea să vă adresez. Ieri, la Ministerul Culturii, s-a discutat că, începând cu data de 15 septembrie, există posibilitatea reluării activităților culturale. La nivelul primăriei, există în momentul de față un program stabilit sau, în funcție de noile prevederi legislative, vă veți adapta și veți vedea ce va fi de făcut? Avem o casă de cultură care trebuia inaugurată pe 10 aprilie. Aveam un contract cu notara. Nu știam că mă întrebați. Am planul sălii și am stabilit lista tuturor invitaților. Mi-ar veni ușor. Problema este cine ne garantează că într-adevăr se va putea ține. Această sală are 300 și ceva, 364 de locuri. Cine ne garantează nouă că vom ține spectacolul de inaugurare ca să putem emite invitațiile fiind inaugurare, fiind o sală atât de așteptată, e normal să mergem pe invitații. Vor fi invitați absolut toți consilierii din ultimele două mandate și toată, cum să spun eu, nu neapărat lumea bună, toți oamenii mai de vază ai orașului, trecând de la preoți, oameni de afaceri, profesori, directori, poliție, nu omitem pe nimeni. Problema este că trebuie să avem un pic de răbdare. Dacă pe 15 se poate și se va emite acel decret, gândiți-vă că până la alegeri mai sunt 12 zile. Eu nu cred că se poate organiza în 12 zile un asemenea spectacol. Pentru că un spectacol la o asemenea sală care este superbă, trebuie să fie un spectacol de gală. Un spectacol de gală înseamnă un teatru renumit cu actori renumiți. Nu cred că e timp fizic, dar începem să lucrăm la acest proiect. Probabil inaugurarea va fi undeva în octombrie. Dar va trebui să-i dăm drumul, pentru că îi facem inaugurarea sălii, dar să înceapă să funcționeze și cinematograful 3D, că în aceea sală avem cinematograf 3D, să dăm drumul la bibliotecă, să dăm drumul la muzeu. Avem foarte, foarte multe lucruri de făcut. Dar m-aș bucura din tot sufletul, vă dați seama, acum 7 ani, când eu am venit cu ideea să facem această casă de cultură, domnul Milescu m-a acuzat în plen, sunt filmările, că atrag Olteința într-o aventură financiară. Și eu îi spuneam că nu am de gând sub nicio formă să cheltuiesc banii Olteniței pentru așa ceva. Lucru care l-am și făcut. A costat 5 milioane de euro, Olteința n-a putut niciun leu. Până și cu finanțarea am reușit să o iau de la Consiliul Județean. Se încheie precampania, mai sunt două zile, va începe perioada de campanie. Ce doriți în acest moment să le transmiteți oltenițenilor? În primul rând, chiar dacă nu e legat de subiect, să le doresc multă sănătate, să le doresc tot binele din lume. Iar strict la campanie, aș vrea ca dumnealor să fie atenți la nuanțe, să fie atenți la adevăr și să aleagă un om nu de partid, ci un om care iubește Olteința. Dacă vor să aleagă un om care minte cum respiră, au variantă. Dacă vor să aleagă un om care nu și-a călcat niciodată cuvântul și care se ține de cuvânt în orice ipostază, la fel au variantă. Totul trebuie să treacă prin filtrul gândirii.